Mihai stătea în această seară de vorbă cu Hatice și Roberto despre live-urile de pe TikTok, despre banii pe care îi poți face de pe această platformă și spunea Roberto că el făcea live-uri, era activ acolo și înainte să intre în casă și -a activat o steluță unde să se aboneze niște oameni și să plătească 6 euro pe lună, pentru a-i vedea conținutul, probabil un conținut special pentru ei, nu mă pricep, nu știu să vă spun, dar cert este că Mihai părea interesat și chiar îi spunea lui Hatice, auzi că nu s-ar fi gândit că poți face atâția bani din TikTok și apoi Roberto a început să detalieze, să spună că dacă are 100 de abonați face 600 de euro așa dintr-un foc, plus că live-urile se plătesc și Hatige de asemenea zicea că îi se pare că Roberto vorbește despre sume mari, dar cu toate acestea păreau interesați amândoi și chiar s-a dezvoltat destul de mult subiectul. Hatice zicea că nu s-ar fi gândit vreodată să încerce să facă bani din asta, dar a fost o idee pe care cei doi cred că o să o ia în considerare, având în vedere că acum o să aibă și mai multă notorietate.